Așa cum Lucian spunea, mă numesc Paul Șerban și din 2006 slujesc pe Domnul în India. Sunt aici în seara aceasta împreună cu logodnica mea, Daniela, și noi tot Domnule vom căsători în această vară și Doamne vrem să plecăm împreună în India. Vreau să încep cu un verset prin care Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că El mă cheamă să-L slujesc pe El. Și versetul acesta se găsește în Matei, capitolul 6, versetul 33, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Eram la un curs de misiune atunci când Dumnezeu mi-a dat versetul acesta și mi-aduc aminte foarte bine că mă gândeam la partea practică de a sluji pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat că El mă cheamă să-L slujesc și că El este acela care îmi va purta și de grijă, atâta timp cât pun împărăția lui Dumnezeu pe primul loc. Spuneam în 2005 am ajuns pentru prima oară în India, am terminat un curs de misiune și am primit din partea unui prieten provocarea de a merge în India și de a vedea ce mă putea implica. Așa că imediat după terminarea acestui curs am plecat în India pentru câteva luni de zile și în timpul acesta Dumnezeu mi-a vorbit cu privire la lucrarea de ucenicie și lucrarea cu tinerii din zona din nordul Indiei, care sunt implicat până în ziua de astăzi. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre cultura din India, ca să înțelegeți contextul în care vorbesc, și apoi câteva lucruri specifice despre lucrarea în care sunt implicat. Dar înainte vreau să definez puțin ce înseamnă misiune. S-a vorbit și înainte despre misiunea internă și misiunea internațională. Și o delimitare pe care aș face-o mai exactă este faptul că oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu sau nu au o relație cu Dumnezeu sunt și aici, sunt și în India, sunt peste tot, sunt și în Africa, dar delimitarea este că există oameni care au o Biblie în limba lor, au o biserică în orașul lor în care pot să meargă dacă vor, au probabil și o educație creștină, au probabil și cărți creștine și așa mai departe. Și apoi există oameni sau grupuri etnice care până în ziua de astăzi nu au o Biblie sau nici măcar un Nou Testament tradus în limba lor, nu au nicio biserică sau o mărturie, am putea spune, o persoană care cunoaște pe Dumnezeu și care ar putea fi o legătură pentru cei care caută pe Dumnezeu și nu au nicio posibilitate din punctul acesta de vedere de a intra în legătură cu Evanghelia. Și de aceea sunt oameni care spunem, noi nu sunt atinși cu Evanghelia și noi vrem ca să ajungem cu Evanghelia la oamenii aceștia care nu au o Biblie și nu au posibilitatea de a merge la un grup de închinare sau la o biserică. Și India este una din țările în care sunt foarte multe grupuri etnice care încă nu au auzit niciodată numele lui Isus sau nu au venit niciodată la o biserică, nu au văzut niciodată un om care slujește pe Dumnezeu. Din punctul de vedere al religiei, în India majoritatea oamenilor sunt hinduși. Probabil undeva 70-80% dintre oameni sunt hinduși și hinduismul este o religie ciclică care crede în reîncarnare. Oamenii cred că trăiești o viață, apoi te reîncarnezi în funcție de faptele bune sau rele pe care le-ai făcut în viața prezentă. Și apoi sunt sute, poate mii de reîncarnări și după foarte multe asemenea cicluri ajungi să atingi karma sau ajungi la ființa supremă care înseamnă, cu alte cuvinte, fericirea pentru hinduși. Hindușii se închină la milioane de zei. Pentru ei, ceea ce vedeți în această poză este Lord Hanuman, este zeul maimuță, unul din zei la care ei se închină. Apoi este zeul elefant, sunt de asemenea orice copac mai înalt, orice vârf de munte, orice om pe care el consideră mai sfânt este un zeu. Așa că fiecare grup sau fiecare grup de oameni care sunt hinduși se închină la un zeu, diferit. Unul din zei cei mai întâlniți în India este vaca. Vaca este sfântă, cei mai mulți de hinduși nu mănâncă din cauza aceasta carne de vacă.
ce se închină înaintea ei și există mai multe legende, cum că a venit de undeva din cer și din cauza aceasta ei se închină înaintea vacii și cred că, într-adevăr, vaca poate să îi ajute și să le dea o binecuvântare. Ce vreau să spun este că în religia hindusă, indiferent de zeul la care oamenii aceștia se închină, ei fac lucrul acesta din frică. De exemplu, dacă se întâmplă ceva rău, dacă există o boală în familie, spun zeii la care noi ne închinăm, sunt supărați pe noi, vor mai multă închinare, vor mai multe ofrande, vor, eu știu, diferite lucruri. Și atunci oamenii sunt presați cumva să ofere zeilor mai multă închinare. În această fotografie vedeți aș putea spune, un altar al unei familii hinduse, unde au câțiva zei și cele mai multe case din India au un asemenea colț unde familia de dimineață merge și se închină, aprind ceva, nu lumână, un fel de bețe, și același lucru se întâmplă și în magazine, peste tot de dimineață, oamenii primul lucru merg și se închină înaintea zeului specific lor. În religia hindusă, oamenii, focul are un rol foarte important și de aceea cei oameni atunci când mor nu sunt îngropați, ci sunt arși. Și apoi apa este un alt element foarte important în religia hindusă și de aceea oamenii sunt arși și apoi aruncați într-o apă. Și dacă persoana respectivă are posibilitatea să meargă la Gange și cenușa rezultată de pe urma arderii corpului este aruncată în acest fluviu, spune ei că păcatele pe care le-au făcut sunt iertate și cumva pot să ajungă undeva mai sus în aceste trepte ale karmei în care ei cred. Apoi, în India există foarte mulți musulmani. Ca număr, este țara cu cei mai mulți musulmani din lume. Sunt câteva sute de milioane, chiar dacă sunt mai puțin decât hindușii. Cei mai mulți musulmani care trăiesc într-o singură țară se găsesc în India și știm că ei se închină lui Allah, sunt foarte radicali în credința lor. Este mult mai greu de ajuns cu Evanghelia la un musulman comparativ cu aproape orice altă religie. Apoi, în India, de asemenea, este locul de naștere al budismului. Foarte aproape de locul în care eu trăiesc, la vreo două ore de mers cu mașina, există orașul Bodh Gaya, în care se spune că Buddha a meditat și a primit revelația care a devenit scrierile sfinte ale budiștilor și de aceea sunt foarte mulți pelerini care merg în locul acesta și este un punct puternic de atracție pentru budiști din toate țările care se închină înaintea lui Buddha. De asemenea, în India se găsesc creștini și majoritatea, dacă ne referim la India ca țară, procentul creștinilor este foarte mic, undeva în jur de 0,023%. Și dintre aceștia, majoritatea creștinilor se află în sudul Indiei, unde sunt câteva state creștine cu numele, ortodoxe, sunt biserici, sunt școli de misiune și așa mai departe. Apoi în nordul Indiei, acolo unde lucrez și eu împreună cu echipa din care fac parte, în cele mai multe state nu există niciun creștin și aproape nu se poate vorbi nici măcar de 1%. Acesta este locul din India cu cea mai mare nevoie de misiune. Majoritatea hindușilor sau indienilor din partea de nord a țării nu au auzit niciodată de Biblie sau despre Domnul Iisus Hristos și de multe ori atunci când mergeam și să facem evanghelizare, în hindi, Iisus este Ishu și undeva foarte apropiat de numele Ishu este numele unei mașini de cusut sau unei companii de mașini de cusut foarte faimoase în India și oamenii întrebau dacă vrem să le spunem ceva despre această mașină de cusut, pentru că nu știau absolut nimic despre cine este Iisus. În special în statele din nordul Indiei. Locul în care îl slujesc pe Domnul se află chiar în nord, lângă granița cu Nepal, dacă puteți să vedeți pe hartă. Da, mulțumesc. Aici este Biharul, unul din statele din India. India este împărțită în
20 și ceva de state și câteva uniuni teritoriale și fiecare stat este diferit, spuneam, în sud se găsește mai mulți creștini, în Kerala, în Tamil Nadu, în Karnataka și cu cât mergem mai spre nordul Indiei, cu atât numărul creștinilor este mai mic. Statul Bihar, acesta de aici, se găsește chiar la granița cu Nepalul și are o populație de aproximativ 100 de milioane de locuitori. Creștinii sunt aproape inexistenți în cele mai multe zone, decât în orașele mari sunt câteva biserici destul de mici și cele mai multe de curând, poate de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani. În trecut, statul acesta a fost numit cimitirul misionarilor, datorită modului în care creștinii și misionarii au fost primiți și datorită faptului că mulți creștini care au venit aici, mulți misionari au fost omorâți. Astăzi lucrurile se schimbă și Dumnezeu a schimbat lucrurile în așa fel încât nu mai există o ostilitate atât de mare și este posibil să trăim în locul acesta și să putem să fim implicați într-o lucrare, chiar dacă și în prezent există o ostilitate destul de mare din partea oamenilor. Este statul cu cea mai mare sărăcie din India. Mai mult de 50% dintre oameni nu știu să scrie și să citească, între femei chiar mai mult decât atât, 60-70%. Și din cauza aceasta, modul în care se poate lucra în statul acesta este diferit și comparativ cu celelalte state din India. Vedeți aici cum arată transportul în comun din nordul Indiei. Spuneau niște oameni din jurul sat în care am fost, că ei nu plătesc bilet pentru că trenul e al lor. Odată ce ajunge la ei în sat, nu mai trebuie să plătească biletul pentru că asta înseamnă că este trenul lor. În modul acesta gândesc oamenii și de multe ori este singurul mijloc de transport din cauza infrastructurii foarte, foarte proastă din zona aceasta țării. Așa că foarte mulți oameni merg cu trenul dintr-o localitate în alta. Aici este un alt mijloc de transport care este foarte întâlnit în Calcata și foarte practic, de asemenea, într-un oraș în care fiecare an inundațiile, din cauza inundațiilor, apa ajunge la un metru, chiar mai mult, și atunci este o modalitate de a merge fără să te uzi până la piele. Bineînțeles, cel care trage rixa respectivă trebuie să meargă prin apa murdară din oraș. Cei mai mulți oameni din nordul Indiei se ocupă cu agricultura, pentru că nu există o industrie dezvoltată și agricultura, bineînțeles, este destul de înapoiată și majoritatea oamenilor cultivă orez pe care mai apoi îl consumă. Un alt lucru specific Indiei, dar în special nordului, este faptul că lemnul este foarte scump sau chiar inexistent în unele zone și atunci oamenii iau pălegarul de vacă, îl pun așa cum vedeți pe pereți, îl usucă și apoi îl folosesc ca combustibil. Un lucru tradițional, în primul rând Angliei și apoi Indiei, datorită faptului că au fost sub englezi, este ceaiul indian, un ceai negru cu lapte, care este servit în aproape orice casă din India atunci când mergi să-i vizitezi. Apoi mâncarea, probabil știți, este specifică, este foarte iute, au ciapate, acele pâini pe care le vedeți în mijloc, care le consumă cei mai mulți dintre indieni. Orezul nu lipsește niciodată de la masă. Apoi lintea, un fel de ciorbă de linte pe care o amestecă în orez. Și de multe ori acest orez și cu linte este mâncarea pe care oamenii care nu-și permit să mănânce altceva o au în fiecare zi. Aici puteți vedea o sărbătoare hindusă. Foarte mulți oameni merg la acest gen de sărbători și cheltuie mulți bani pe care îi dau preoților sau templelor în speranța că zeii la care ei se închină îi vor ajuta și îi vor binecuvânta. Lucrarea în care sunt implicat, sau mai bine zis, baza de misiune în care lucrez, are mai multe domenii de activitate. Lucrarea medicală este una dintre ele. Anul trecut am avut primul curs de introducere în medicină pentru tineri din India și scopul acestei școli este ca să pregătească tineri locali care să meargă în statele unde nu există doctor sau clinică,
să-i ajute pe oameni, să le dea un ajutor medical de bază și în același timp să ne deschidă nouă ușă pentru a vesti Evanghelia. Un alt lucru în care am fost implicat de ani de zile sunt școli de alfabetizare, într-un stat în care vă spuneam că mai mult de jumătate din oameni nu știu să scrie și să citească. Și am avut, de exemplu, în școala de ucenicie, o fată care știa să scrie ca la clasa întâia. Putea să scrie câteva litere, dar nu putea să ia notițe și atunci încercăm să facem ceva și în privința aceasta. Și scopul nostru este să putem să mergem să plantăm biserici și lucrarea aceasta se desfășoară special în state. Apoi lucrarea în care sunt implicat, așa cum vă spuneam, în ultimii din 2007 a avut primul curs de ucenicie, este lucrarea de ucenicie a tinerilor din India și scopul nostru este ca să-i ajutăm pe tinerii de acolo să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și apoi să poată să meargă și să vestească Evanghelia într-o țară în care pentru noi ca străini este destul de greu să intrăm în contact. În primul rând din cauza faptului că suntem albi, apoi din cauza limbii, apoi și din cauza că chiar dacă știm limba, indienii, în special oamenii săraci, au o mentalitate că albii au venit și au luat ce a fost mai bun din India și din cauza aceasta există o distanță între noi ca misionari albi și indienii care trăiesc acolo. Și din cauza aceasta încercăm cât mai mult să putem să investim în oamenii de acolo care pot să facă o lucrare mult mai eficientă decât o facem noi. În 2007 a avut loc primul curs care constă în 2-3 luni de parte teoretică, îi spunem noi, de cursuri în care studenții învață diferite lucruri din Biblie, cum să studiază Biblia, caracterul lui Dumnezeu, cum să facă misiune, se adresează de asemenea diferitelor probleme pe care unii dintre ei le au, după care cursul acesta este urmat de 2 luni de misiune, practică, în care mergem în statul nostru sau chiar în alte state, chiar în alte țări învecinate, în Nepal, am putut să mergem în Bhutan și să-L slujim pe Domnul acasă. Și aceste câteva fotografii sunt din ultimul curs, care a luat sfârșit câteva luni de zile în urmă. Și spuneam, în primele 3 luni sunt cursuri în care studenții învață diferite lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, apoi îi ajutăm pe ei să învețe să spună o mărturie, să meargă să facă evangelizare. Bineînțeles, suntem implicați și în aspectele practice, de a găti, de a ne administra. Și după cele 3 luni de zile, anul trecut, școala s-a împărțit în 2 echipe. Una dintre ele a mers în Nepal și cealaltă a mers în sudul Indiei. Aici sunt câteva fotografii cu lucrarea în care au fost implicați. De cele mai multe ori lucrăm cu biserici locale sau mergem și în locuri în care nu există nicio biserică. Lucrul acesta s-a întâmplat anul trecut în Nepal. Și una din echipe care a mers în Nepal a putut să meargă în multe state în care nu exista nicio biserică. Cu ajutorul unor păstori locali din orașele mai mari am putut să facem lucrul acesta și ne-am bucurat că am putut să mergem în locul în care nu au ajuns creștini până acum. În decursul celor 2 luni de zile suntem implicați în diferite activități, grupuri de casă, în care ne aducem aportul prin studii, prin cântece, prin diferite lucruri. Apoi o lucrare foarte importantă și aproape la îndemâna oricui în India este lucrarea cu copii. Aproape oriunde într-un oraș din India poate să strângi câteva zeci sau chiar sute de copii și să îi înveți un cântec, să le predai o lecție biblică și să faci alte activități împreună cu ei. Și am putut să facem și noi lucrul acesta și continuăm să-l facem în orașul Padna, unde trăiesc și apoi, de asemenea, cu studenții școlilor pe care îi avem în fiecare an. După 2 luni de zile de practică, apoi studenții se întorc, avem o săptămână în care facem o evaluare a experiențelor care au fost, a ceea ce Dumnezeu i-a învățat pe studenții care au fost la școala, cursul de ucenicie și apoi urmează graduarea care a avut loc în noiembrie, să spuneam anul trecut. Aceasta este lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat și
Ceea ce m-a ajutat și m-a ținut în acești ani de zile să merg în continuare a fost modul în care am văzut că Dumnezeu a atins inimile diferitor tineri, diferitor oameni cu care am lucrat. Și lucrul acesta ne-a dat curaj și putere să mergem mai departe. Vreau să vă spun o scurtă mărturie după care voi încheia a unei studente pe care am avut-o la școala de ucenicie. Această fată vine dintr-un sat de lângă Bodgaia, zona în care vă spuneam că este locul de naștere al budismului. Nu a auzit niciodată Evanghelia, avea foarte mari probleme ca mulți alți hinduși din cauza că se închină înaintea duhurilor. Au tot felul de probleme în familie, nu au pace, sunt chiar bătăi, omoruri din cauza influenței ideilor la care se închină. Și atunci cineva a spus acestei fete, după ce a mers la zeul hindus și nu a putut să o ajute niciun fel, merge în Bodgaia la o biserică, poate creștini te pot ajuta. Și așa, fata aceasta a ajuns într-o biserică, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, viața ei a fost schimbată și apoi păstorul i-a spus din biserica locală, acum mergi înapoi în satul tău și spune și altora ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Fata aceasta a făcut lucrul acesta și în decurs de câteva luni de zile erau câteva familii care din statul respectiv mergeau câteva kilometri pe jos, apoi trebuia să iau un autobuz pentru a ajunge în fiecare duminică la biserică. Și în perioada aceasta, această fată a ajuns la noi la școală. O fată foarte timidă, care i-a trebuit probabil o lună sau mai mult să poată să discute cu noi, pentru că nu a văzut străini înainte și era destul de reticentă, chiar în a sta de vorbă cu unul dintre noi, misionarii. Și m-am bucurat să văd cum Dumnezeu a lucrat în viața ei, a putut să învețe diferite lucruri și apoi să meargă înapoi în statul din care este și să continue să fie o mărturie în locul acesta. Provocarea pe care vreau să vă las în această seară este să vă rugați ca Dumnezeu să continue să binecuvinteze această lucrare. În septembrie vrem să începem următorul curs de ucenicie. Înainte vrem să avem o conferință cu tinerii cu scopul de asemenea de a-i provoca la misiune pe cei care sunt din locul acesta, în special din nordul Indiei, și apoi să începem din nou acest curs de ucenicie. Și una din fete din România, care lucrează împreună cu noi în prezent, este în Elveția, la un curs de câteva luni de zile, după care se va întoarce și ea va merge în septembrie acolo. De asemenea, mai este un cuplu din sudul Indiei care lucrează cu noi de câțiva ani de zile. Esther și Lavin este numele lor. Ea ne-a fost studentă cu câțiva ani de zile în urmă la școală, apoi s-a întors și astfel slujește pe Domnul în baza de misiune. Și apoi sunt câțiva alți studenți care s-au întors după ce au terminat cursul de ucenicie și aceasta este echipa cu care noi lucrăm. Și dorim ca Dumnezeu să ne folosească să atingă inimile oamenilor din locul acesta. Vrem să fim o mărturie în Patna, un oraș mare, mic în comparativ cu alte orașe din India, dar mare pentru care câteva milioane de locuitori, cu foarte puține biserici micuțe. Și de asemenea, dorința noastră este să putem ca împreună cu școala și cursul acesta de ucenicie să ajungem în alte zone. Anul acesta, în decembrie, va începe perioada de misiune și ne propunem să ajungem undeva în nord-estul Indiei, într-un stat unde s-a încercat și altă dată să ajungă cu Evanghelia, dar în prezent nu există nicio lucrare creștină sau misiune creștină. Și de asemenea vrem să ne întoarcem în Nepal, unde sunt foarte multe zone fără o biserică și fără o mărturie creștină. Și în toate acestea avem nevoie de sprijin, avem nevoie ca în primul rând Dumnezeu să lucreze, să ne dea înțelepciune, să ne dea har, într-o zonă în care de multe ori întâmpinăm împotrivire. Am avut situații în care cei din echipa cu care lucrăm au luat bătaie sau au trebuit să plecăm dintr-un loc, să mergem în altul și avem nevoie de înțelepciune și îndrăzneală în fiecare situație ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Și provocarea pe care vreau să vă las încă o dată este să vă rugați și dacă Domnul vă pune pe inimă să faceți altceva, să mergeți în India, cred că sunt convins că există un singur lucru. Atunci când Dumnezeu spune ceva, faceți ceea ce Dumnezeu vă spune, pentru că este o nevoie mare, oamenii au nevoie să audă Evanghelia în zona aceasta și vrem ca și noi, biserica de aici,
din București, Biserica Baptistă Emanuel, să poată să fie parte acestei lucrări de a duce Evanghelia la oamenii care nu au